Dragi sori cu luna și dragi femei care ați auzit de luna lila și nu știți încă cum să o folosiți sau aveți nevoie de mai multă inspirație și ghidaj acolo, vreau să vă spun puțin despre ediția a treia, Sori cu luna 2022. În primul rând, care este obiectivul major și intenția din spate cu care am creat această resursă împreună cu un colectiv de aproape 20 de artiste, contributoare de texte și designeri, atât anul ăsta cât și anul trecut. Și înainte de a trece în revistă câteva din temele majore pe care le aduce, pentru a vedea cum ați putea să o folosiți foarte concret, vreau să vă spun pe scurt despre intenția din spate, care este în primul rând de a aduce un instrument de echilibrare feminin-masculin. Și motivul pentru care spun asta și pentru care cred că este nevoie de asta este pentru că suntem într-o societate în care norma dominantă și modul de viață, modul în care e structurat lucrul, pune foarte mult accent pe a face, pe productivitate, pe a realiza, pe termene strânse de execuție și acțiune, acțiune, performanță, rezultate. Am lucrat începând de acum 20 de ani pe management de proiecte și mergând apoi să lucrez pe teren, în țări de dezvoltare și post-război, am văzut cum de fapt munca de pe teren și ce se întâmplă în realitate e cu 10-15 ani în urma ceea ce se știa din teorie și cercetare. Pentru că dacă nu ne oprim, și asta a fost pentru mine cel mai important factor motivațional pentru care am spus wow, dar partea aceea de evaluare de proiecte, de consolidare, de învățare, de integrare de lecții, greșeli, ca următorul ciclu de proiecte, ca următorul ciclu de acțiune să fie mai bun, să nu repete aceleași greșeli. Dacă nu se întâmplă partea asta de reflecție conștientă, atunci rămâne foarte mult în urmă practica față de ceea ce știm că am putea să facem diferit. Și continuăm să repetăm aceleași greșeli, un ciclu de proiecte după ciclu de proiecte. Și asta se poate vedea foarte ușor și în viața reală. Și cu cât mai mult se identifică femeile cu acest model, în esență de călătorie a eroului masculină, cu atât mai mult rămân obosite, epuizate și nesatisfăcute la nivel profund de sens al vieții. Pentru că suntem ființe complete care avem nevoie de mai mult decât de a performa și a demonstra tot timpul că putem face lucruri și că suntem destul de buni și că acțiunea e cea care se vede și aia este singura care contează. Prin urmare, luna lila aduce un instrument de reflecție. Și clar, nu e foarte popular. Cred că avem nevoie ca femei să-l aducem și să spunem e necesar să ne oprim. Și uitați cât de frumos în biologie corpul nostru de femeie ne aduce menstruația care spune stop, este un moment de integrare cu adevărat. E un moment de curățare, de integrare a trecutului pentru a lăsa loc noului. Și atunci asta a fost prima intenție din spatele agendei, un instrument de echilibrare care să aducă această logică sănătoasă a ritmurilor naturale care implică creștere, scădere, nu, acțiune, reflecție. Pentru că ce se întâmplă în viața modernă, această cursă continuă de a face, lucruri care se întâmplă prea repede și prea mult, în Educație pentru Pace dau o definiție foarte simplă a traumei. Pentru că în momentul în care ne mișcăm prea repede și facem prea multe lucruri, noi nu reușim să ne integrăm emoția, rațiunea și corpul. Și atunci suntem așa, niște adulți dezlănați care alergăm de colo-colo încercând să performăm, să bifăm liste cu lucruri de făcut. Și e foarte important să găsim spațiile alea în care ne aducem din nou împreună, în care facem sens de experiențele pe care le-am avut și spunem cum pot să mă recalibrez, mă observ și mă recalibrez pentru următorul ciclu de proiecte, pentru următoarea perioadă de acțiune. Deci asta este motivația majoră pentru care am adus luna lila, care vine pe un calendar solar, dar aduce tranzitul secundar al lunii. Și spune, ok, pe lângă partea noastră de acțiune, nu? Care este solară,
în văzul lumii, mai este partea de emoție profundă pe care o simțim în corp și pe care e important să o integrăm, să o valorizăm, să o acceptăm, să o ascultăm că este acolo. Și vreau să vă arăt puțin ce aduce această agendă. O să vă dau un share screen ca să vă arăt câteva din lucrurile cu care ați putea lucra concret cu ele. Da. Bun. Deci, în primul rând, luna lila aduce fazele lunii, tranzitul secundar al lunii și e datată și cu semnele zodiacale pe fiecare zi a lunii. Asta înseamnă că în momentul în care o deschizi și vezi, este, de exemplu, luni, 17 ianuarie, luna este în rac, iar marți, 18 ianuarie, este lună plină în leu. Deja, pentru că și anul trecut luna lila a adus semnele zodiacale, pentru cele dintre voi care sunteți începătoare între ale astrologiei, cum sunt și eu, agenda de anul ăsta aduce numitorul comun care este mai aproape de natură, care sunt cele patru elemente. Și dacă poți să fii atentă în fiecare zi, tranzitează luna un semn de apă sau un semn de foc? S-ar putea să observi că uneori dimineața, când mă trezesc și simt așa o acțiune de energie, dar am uitat să fiu spioana lunii cu 2-3 zile în urmă, că mi s-a întâmplat și mie în 2021, atunci îmi spun, luna trebuie să fie în semn de foc astăzi. Și cum mai poți lucra cu tranzitul acesta al lunii? Să vezi în ce semn era luna când tu te-ai născut. Agenda are la început o fișă de reflecție în care ești susținută să-ți identifici luna ta natală, atât faza lunii, cât și semnul în care era luna. De exemplu, eu sunt săgetătoare născută în semn de foc. Cum simt eu tranzitul lunii când luna este în alte semne tot de foc? Da? Dacă am, ce relație am cu apa? Ce relație am cu pământul? Și atunci, pe măsură ce luna tranzitează tot zodiacul, toate cele 12 semne în fiecare lună, avem ocazia lună de lună să observăm tipare. Pentru că despre asta este vorba. Cum reacționăm, cum simțim, când simțim mai intens anumite trăiri, când nu ne vine să ne dăm jos din pat și ne vine să ne dăm jos din pat, nu când avem super energie de acțiune. Și spionând luna, cum spun eu, avem de fapt ocazia să vedem niște ritmuri mai largi ale Universului care ne influențează și pe noi, că de fapt ritmurile cosmice influențează natura de pe Pământ. Da? Iar luna este un reper care să ne conecteze la partea asta emoțională pe care de obicei și în general nu este pusă pe piedestal, adică nu îi se acordă atenție și venim dintr-un sistem social bazat pe foarte multă reprimare emoțională, în care am fost învățați sistematic să punem totul sub covor, să nu plângem, să nu exprimăm, să nu spunem ce e negativ, da? Și în general să ascultăm de autoritatea exterioară și nu de autoritatea interioară. Ori în momentul în care noi simțim clar o emoție în corp, acesta este adevărul meu acum, de moment, și asta este ființă vie acum și cel mai important lucru care să-mi dea mie posibilitatea să interacționez cu lumea dintr-un spațiu autentic în care nu mă trădesc pe mine, în care sunt atentă, conștientă și îmi ascult și respect ceea ce îmi cere corpul și emoția. Atât despre tranzitul lunii, pe scurt, și cum să lucrăm cu asta. Și ce mai aduce agenda este la începutul a 4 luni din 12, posibilitatea de a lucra cu nu doar momentele principale ale lunii, cele două faze principale, lună plină și nouă, ci și cu cele două pătrare. Și acolo, la fiecare lună, aveți câteva întrebări de reflecție. Cum simți tu tranzitul lunii? Cum se simte la tine luna plină? Cum se simte luna nouă?
cum se simte tensiunea și dinamismul din jurul pătrarelor. Și așa am adus un tablou mai complet al lunii, nu doar cu cele două repere principale, ci și cu cele două secundare. Mai departe, al doilea lucru pe care îl aduce agenda este un instrument și informație și inspirație și întrebări adiționale pentru a cartografia ciclicitatea feminină. Da, așa arată calendarul în spirală, de data asta, la începutul fiecărei luni, în care ești rugată să îți notezi reperele principale ale ciclului menstrual în funcție de fazele lunii. Și așa vei putea observa de la o lună la alta când menstruezi și cum se simte dacă menstruezi mai aproape de luna nouă, dacă menstruezi pe lună în creștere, asta corelat și cu arhetipurile feminine. Da? Dacă menstruezi la luna plină. Și poți să observi cum fluctuează menstruația ta în timp în funcție de trăirile emoționale. Deci, înapoi la arhetipuri feminine, pentru că atunci când vorbim despre ciclicitate feminină, avem patru arhetipuri în ciclul menstrual. Și ele sunt aici. Avem copila liberă, fecioara, mama, magiciana vindecătoarea și bătrâna sau alchimista. Și aceste patru arhetipuri sunt puse, de fapt, pe vârstele femeii. Ce aduce agenda este, din nou, informație și întrebări de reflecție și sugestii despre cum poți manifesta conștient fiecare arhetip. Inclusiv să te evaluezi pe tine și să vezi în ce măsură tu manifesti un arhetip mai puternic decât altele. Cât de mult vrei să echilibrezi și să manifesti un arhetip pe care poate l-ai suprimat. Ce este posibil, și vedeți această diagramă superbă care urmărește anotimpurile și vârstele femeii și fazele lunii, este că noi uneori putem trăi un arhetip, toate arhetipurile pe parcursul unei singure zile, sau putem suprima exprimarea unui arhetip timp de câțiva ani. Și atunci agenda vine cu această conștiență. Dacă ești o femeie completă, cum ai putea să fii atentă la copila ta interioară? Cum poți să hrănești, chiar dacă nu ești mamă biologică, în rolul de mamă? Cum poți să fii femeie când ești în rolul de mamă și să ai grijă și de feminitatea ta? Cum poți să fii înțeleapta care vindecă și integrează și folosește focul purificator? Da? Și nu acela care arde prea tare în afară, și cum poți să-ți dai voie să te retragi la menstruație și să integrezi lecțiile, experiențele de viață, ca să poți să curăți trecutul și să începi un nou ciclu menstrual. Asta, din nou, agenda are pe lângă lucrul cu fazele lunii, și întrebări de reflecție pe cum poți să urmărești propriul tău ciclu menstrual. Pentru că aduce foarte clar distinția între luna de pe cer, care clar are influența ei asupra elementului apă în pământ și asupra fluidelor din corpul nostru, dar face clar distinția de lună în propriul nostru corp. Și pentru o femeie care menstruează, ciclul menstrual este primul reper pentru modul în care circulă energia în propriul corp. Deci ai un instrument foarte concret și lună de lună ești invitată să-ți cartografiezi aceste repere în ciclul tău menstrual, care să-ți spună ție și să-ți dea ție imaginea ce anume se repetă în ciclul tău, cât de bine te cunoști pe tine, ce observi și ce vrei să recalibrezi lună de lună cu acel calendar în spirală de la începutul fiecarei luni. Și ce mai aduce agenda este permisiunea asta de a te retrage la menstruație, nu de a-ți crea propriul tău cort roșu, de a te opri, de a susține alte femei care sunt la menstruație. Pentru că în momentul în care suntem capabile și putem spune conștient partenerilor noștri, locurilor de muncă care ne înțeleg și sau pot avea politici flexibile, că putem fi mult mai eficiente și productive dacă avem o zi, două pe lună în care avem spațiul ăla de retragere interioară
și de recalibrare, atunci cu siguranță ar putea arăta diferit și în afară. Și cred că asta e responsabilitatea pe care noi o avem în social ca femei. Să normalizăm menstruația, să normalizăm gândirea ciclică, pentru că nu este posibil ca o afacere să fie înfloritoare tot timpul anului. Pomii nu înfloresc iarna, decât dacă îi forțăm. Da? Nu e posibil ca cineva să fie la nivel de lună plină, maximă expansiune tot timpul lunii. Nici măcar bărbații. Nici bărbații nu sunt ființe liniare și ei au cicluri hormonale, doar nu atât de predictibile ca ale femeilor. Atunci, luna lila este acel instrument care spune, este spațiul meu de retragere cu mine, e spațiul meu de răsfăț. Da? E o invitație la a-ți hrăni. În primul rând, a te conecta, a-ți auzi vocea sufletului și a respecta nevoile tale profunde. În jurul menstruației și dincolo de ea. Ce mai aduce agenda este ancorarea la ritmurile naturii, punctate de solstiții și echinocții. Foarte clar în agenda. Avem două solstiții și două echinocții, pentru care ai ilustrații minunate în agenda, care te invită să răspunzi la niște întrebări. Și totul este simbolic și metaforic. Viața în interiorul nostru se mulează, de fapt, pe toată viața și modul în care natura își urmează propriile sale ritmuri. Și asta este prima religie a naturii, la care cu toții suntem conectați, care poate aduce mult echilibru și poate aduce mult respiro și relaxare, ideea în care, când e iarnă, se apropie solstițiu de iarnă în curând. Și până la solstițiu scade energia, scade lumina soarelui și atunci e normal să ne simțim mai obosite, e normal să avem nevoie de mai multă odihnă, e normal să simțim că nu vrem să începem nimic nou, oricât de mult am avea presiune din exterior. Deci să lucrăm cu aceste repere minunate în timpul anului. Luna lila mai aduce practic un caiet de practici feminine. Și aceste practici scrise foarte frumos în cuvintele Liei Bolte, de la femeia trezită, ele spun pur și simplu oprește-te și chiar dacă crezi că știi, fă-o. Fă-ți timp de practică conștientă. Timpul acela în care să strănești simțurile. Energia asta total subnutrită feminină, pentru că în momentul în care suntem în lume, în care lucrăm, suntem mame, suntem în social, interacționăm cu oameni, o facem din energie masculină. Și atunci când ajungem acasă, ne putem echilibra relațiile, să putem manifesta în mediul nostru de familie și energia asta hrănitoare feminină, e nevoie să ne oprim conștient, e nevoie să o hrănim conștient, ca noi să putem da mai departe. Fiecare lună are o practică pentru care ai note de reflecție. Unele te invită să faci un exercițiu la care să-ți implici chiar și membrii ai familiei, altele te invită să mergi în interior, să te conectezi la lumea simțurilor, altele te invită să practici ceea ce se numește jurnal somatic, să te observi, să-ți observi foarte atent corpul, emoțiile, senzațiile, să-ți dai voie să cânți, să-ți explorezi vocea. Este foarte multă bogăție în cele 12 luni de practici feminine. Și în plus, pe parcursul agendei, aveți diferite surprize care spun, stop, aici, care e tolba ta de daruri, de exemplu. Ce altceva mai aduce? Mai multă artă interactivă. Pentru că luna lila este foarte frumoasă, este o capodoperă de artă, dar nu e o capodoperă pe care o să o pui în bibliotecă. E ceva pe care tu să îndrăznești, să iei creionul și să-ți pui propria ta semnătură. Pentru că este ediția a treia și am spus că numărul 3 fiind al creației, agenda asta face o invitație la a îndrăzni să scoți artista din tine și să gândești ca o artistă.
Deci e frumoasă luna lila, dar nu prea frumoasă să nu o folosești cu adevărat. Și pe lângă mandalele de continuat și de desenat, ai spații de exprimare în poezie și ai multe întrebări de reflecție ca și spațiu alb în care să te lași să continui, să-ți dai voie să-ți exprimi emoțiile din interior, să vinzi cuvinte și să cumperi culori. Partea de jurnal de reflecție, aș vrea să pun accentul pe asta puțin, pentru că, e clar, poți să folosești orice bucățică de hârtie și șervețel alb pe care îl găsești la restaurant să faci o scrijelitură de răboș, să pui o parte din ce se revarsă din tine în afară. Ce aduce luna lila sunt mici surprize în interior care invită la explorarea asta interioară. Te invită să continui desene, să-ți explorezi și comunici darurile, să deschizi mai multe spații de iubire în viața ta. Și sunt foarte frumoase, așa, ca surprize, pentru că le găsești așa din pagină în pagină și nu știi că vor fi acolo. Și pentru că reflecția e ceva ce e important să ne amintim să facem, un instrument care aduce puțină artă și culoare și care spune wow. Ce răsfăț să mă duc în locul ăla, poate fi de ajutor ca să creăm spațiile astea de sănătate emoțională, de fapt. Și ce mai aduce, apropo de reflecție, este și lucru cu visele. Este o descriere foarte succintă a unui mod simplu de a lucra cu visele, tocmai în ideea în care visele extind cercul conștiinței. Și primim mesaje pe care e important să ne facem timp, să le ascultăm, să le integrăm apoi în cotidian. Da. Deci, multe îndemnuri la a încetini ritmul, la a te asculta pe tine ca să poți să-i asculți pe ceilalți, a te alinia cu propriul tău sine și a te recalibra în domeniile din viața ta unde simți că s-ar simți foarte bine mai multă aliniere. Și în fiecare lună, acest simbol mic la începutul fiecarei luni spune setează-ți intenția lunii, manifestă ușor din energie feminină. Și intenția este ceva foarte fluid și foarte clar în același timp și pentru mine face parte din magie feminină. Pentru că putem lucra foarte mult din energie masculină cu obiective, nu avem claritate, trebuie să fie măsurabil, știu exact ce îmi propun și vreau să măsor, cât de mulți bani vreau să câștig sau câte povești vreau să scriu sau cu câți prieteni vreau să mă văd ca să răspund la nevoia de socializare. Când ai o intenție, ai mult mai puțină presiune. O intenție clară pe care pui o atenție fluidă și care te duce în direcția viselor tale. Și fiecare lună te invită să îți formulezi o intenție din această energie feminină și să lași viața să te surprindă. Cam atât despre cele 7 arii pe care le aduce agenda ca instrument de lucru. Dacă aveți întrebări, le aștept cu drag. Haideți să vedem cum ne putem susține ca acest instrument de reflecție să fie cu adevărat folosit. Și din ediția limitată din acest an, mai este încă pe site și mai este încă pe grupuri. Deci, aștept cu drag întrebările voastre și reflecțiile voastre pe agenda asta. Și pe cum o folosiți voi ca să ajungeți în interior. Cum vă inspiră pe voi să scoateți artista în afară. Și ce v-a ajutat până acum în călătoria cu luna. M-aș bucura să aud și să ne inspirăm reciproc să folosim orice instrument și orice practică constant, pentru că ceea ce face diferența este practica. Dincolo de cursurile pe care le parcurgem, cărțile pe care le citim, ceea ce schimbă cu adevărat creierul și creează pe termen lung alte legături neuronale care să ne predispună automat spre mai multă armonie și bunăstare interioară, este practică. Și vă mulțumesc că ați fost cu mine și cu Luna Lila și ne auzim pe sori!